avreți repet. Bine. Dar mie nu iese din minte ce talente multiple aveți voi, elevii pe care i-am văzut și azi dimineață și acum recitând în poeziile mele. Vă dau cuvântul meu de onoare că nu am auzit pe nimeni și pe niciun actor să-mi recite atât de grozav poeziile. Acum, aplaudând, văd că încep să vă văd, să vă văd chipurile. Aici se întâmplă, cineva îl bate joc pe mine și face niște farse teribile. Când dispăreți total, când apăreți, eu acum vă văd pe toți. Și spun lucrurile astea despre acești copii care ar putea tot să-mi fie ce nepotul meu are 34 de ani, ei sunt strănepoții mei, și care îmi demonstrează, dacă ei au putut să-mi recite atât de teribil poeziile, că ei, într-adevăr, mi le-au și înțeles, ceva ce de foarte multă vreme tot așteptam să se iubească o generație care să o înțeleagă pe Nora Iuga. Da, și din cauza asta, acum m-au pus în vârful piramidei, nu știu, a lui Cheops, probabil, că aia e cea mai înaltă. Ce să vă mai spun? Despre Tudor Vianu și despre George Călinescu. Dar mai întâi, cred că o să o amintesc pe doamna Golopensia. Doamna Golopensia a fost profesoara mea de română la Iulia Hrăzdeu. Și doamna Golopensia, Ștefania Golopensia, era o doamnă în adevăratul sens al cuvântului. Povestea asta se întâmpla când regele Mihai mai era în țară și eu eram elevă, cum vă spuneam, prin clasa 5-a de liceu. Iulia Hrăzdeu și doamna Golopensia era și poetă, publicase și ea vreo două volume de poezii. Și mă iubea foarte tare pentru că bănuia ea ceva în fetița care eram atunci. Și țin minte că ne împărțise clasa în două tabere și spunea, facem două partide. Zice, să ridice mâna cei care iubesc poezia cu ritm și rimă. Și după aia să ridice mâna cei care iubesc poezia în vers alb. Și a format două tabere și ne punea pe urmă să discutăm despre poezie și să citim poezii. O tabără citea poezii cu glas tare în ritm, în vers alb. Și cealaltă tabără, poezie cu ritm și rimă. Eu eram clar în poezia liberă, cu vers, în vers alb. Și care nu avea în sfârșit niște corsete, niște reguli fixe. Că niciodată nu mi-au plăcut versurile fixe, deși cel mai mult îi iubesc pe germani. Toți bărbații de care m-am îndrăgostit în viața mea, în afară de bărbatul meu, au fost germani. E ceva foarte curios, pentru că ei sunt foarte cu măsură, cu reguli fixe și cu nu știu ce. Da, probabil că totuși contrastele s-ar fi atrăgând. Mă tot uit la brâncușul ăsta, îmi place la nebunie. Vă mulțumesc mult că mi-am dat. Și unde rămăsesem? Da. Rămăsesem la faptul că eu primele poezii le-am scris când aveam, câți ani aveam? Aveam vreo 12 ani și eram încă la Sibiu, la Ursuline, la școala asta mănăstirească unde vorbeam numai germană și învățam la istorie. La istorie avem o carte foarte mare așa, în bucătărie învățam că noi nu aveam decât o cameră unde dormeau părinții în patul lor, eu pe canapeluța mea, și tata cânta la vioară, făcea studii în fiecare dimineață, era primăvară,
Țin minte foarte bine, cred că anianul așa de primăvară, care era destul de amețitor pentru o fetiță de 12 ani care intra în pubertate, și eu cu cartea de istorie în față și deodată nu știu ce m-a apucat. Am simțit așa o furnicătură și o imensă plăcere. Era ca un dor așa, dar nu știam de ce. Și mi-au venit niște cuvinte în cap. Și aveam maculator pe vremea aceea, cu niște foi așa muretoase. Dacă scrie cu cerneală pe el, se lățeau liniile trase cu tocul, cu cerneală, cum scriam. Și țin minte că am început să scriu, fără să-mi dau seama ce scriu, mi se dicta cu ritm și rimă, bineînțeles, pe vremea aceea, nu știam încă de versul alt. Și cred că mi-amintesc prima poezie, probabil că veți râde un pic, pentru că mi-am dat seama, chiar la atunci, la 12 ani, că erau înspăimântător de proaste acele poezii, aproape că mi s-a făcut rușine. E adevărat că aveau o influență eminescheană și n-am mai scris până la vârsta de 35 de ani. Nici în facultate. Și de ce? Pentru că voiam să scriu un vers alt, dar nu puteam să scriu un vers alt, pentru că aveam nevoie, eu credeam că trebuie să am niște reguli. Și dacă nu aveam ritmul și rima, eu nu știam cum să fac poezie, că dacă scriam ieșea proză. Și atunci am renunțat să scriu, am zis, n-o să fiu niciodată poet. Și m-am căsătorit cu un poet mai bun decât mine, dar el nu a fost văzut, fiindcă era bolnav. Și nu-și făcea prieteni, stătea mai mult în casă. Bărbatul meu se numea George Almosnino și era de origine, se trăgea dintr-o veche familie spaniolă, sefard, evreu spaniol, și ei au venit când au fost alungați din Spania, cu multe secole în urmă, și au venit o parte, o ramură a familiei a rămas în Bulgaria, și Oramul a venit în nordul Dunării și s-a așezat aici, s-au stabilit în București și eu l-am întâlnit pe acest om cu care m-am înțeles uluitor. Era aproape un sfânt bărbatul meu, n-am mai întâlnit un asemenea bărbat în viața mea, deși m-am îndrăgostit de mulți bărbați în viața mea, dar asta e altă poveste. Așa e normal să fie, noi nu putem să rămânem o viață întreagă credincioși unei singure iubiri. Probabil că știți dumneavoastră. Unii îndrăznesc să o declare, alții nu. Și unde am rămas? Că nu mai știu. Nici nu știu unde am vrut să ajung. Iar mă întorc la doamna Golopensia și la Miron, nu la Miron, la George Călinescu și așa. Și doamna Golopensia, pentru că soțul dânsii, care a fost ministru în Partidul Liberal, să știți că nu fac acum, cum se cheamă, masa electorală, propagandă electorală, dar domnul Golopensie a fost ministru, nu, în Partidul Liberal, care a fost multă vreme conducătorul acestei țări în timpul monarhiei și nu ne-a mers rău, dar el a fost atât de stingiuit și de sârtecat total în această detenție, nu știu dacă era la Pitești, dacă era la Siria, și când a ieșit din închisoare, am zis după o lună. Doamna Golopensie a fost dată afară și dânsa, deși era cea mai bună profesoară de română de la Iurea Hașdeu, și a fost mutată la o școală primară, undeva în dealul Spirei, la Dracu Praznic, lângă o barieră de tren, de cale ferată, care mereu se lăsa, se ridica sau se înțepenea și nu se mai ridica sau nu se mai lăsa. Noi locuiam, aveam o casă pe acolo, părinții mei aveau o casă și acolo locuiam. Și am întâlnit-o pe doamna Golopensia, sărăcuța, cu o broboadă așa, cu un șal de lână pe umeri, era iarnă. Era de nerecunoscut această profesoară uluitoare, care a trezit în mine toată sensibilitatea pentru literatură și pentru lectură în general,
N-am să uit niciodată. Cred că o iubesc la fel de mult ca propria mea mamă. Și pe urmă s-a întâmplat să am acest avantaj uluitor pe care puțin îl au. Asta și datorită faptului că sunt bătrână și am trăit în anii aceia. Ca să iau profesor pe George Bălnescu și pe Tudorian. George, erau extraordinar de diferiți. N-am văzut temperamente și caractere mai diferite decât acești doi monumente. Erau genii, pot să spun, ca profesori. Acum e puțin ridicol să spun că acest George Călinescu ar fi fost un profesor genial. Asta pot să spun fără discuție despre Vian. Dar cum spuneam și azi dimineață, Călinescu avea totul altceva, care ne atrăgea ca un magnet, adică aproape că nu mai puteam respira când ne aflam în fața lui. Se umplea sala Odobescu sau sala HD, unde se ținea la facultatea din București, care se chema Parcor pe vremea aceea. Și când avea el cursurile, sala aceea se umplea până la refuz. Adică stăteam în picioare, stăteam pe jos, stăteam lipiți unul de altul. Țin minte că de câteva ori am avut norocul sau ghinionul, nu știu, ca să fiu împinsă, era masa așa dreptunghiulară, mai lunguță, de lemn, catedra, chipurile, și eram împinsă de a ajungea asta, tăblia mesii, mi-a ajungea mie marginea exact în stomac, fiindcă eram înghesuită ca în tramvaie pe timpuri când erau pline de oameni, ne mergeau și pe scară. Și țin minte că am ajuns odată să fiu chiar față în față cu magistru. Și aici era masa, eu aici, el acolo. Și el terora. Și el vorbea tare, baritonal, era și destul de în vârstă pe vremea aceea. Era trecut, se crede, 60, dar pe vremea aceea 60 de ani însemna mult mai mult decât înseamnă astăzi 60 de ani. Și probabil că vorbea și puțin stropișor de salivă, îmi atingeau mie mâinile cu brazul. Nu pot să uit chestia asta, mi s-a părut așa o alipire, așa o intimitate maximă pe care am putut eu să am cu Călinescu. Le-am spus și copiilor, nu episodul cu salivă, le-am spus episodul cu săgețile, adică el nu avea pe masa aceea, că el nu venea, eu știu, cu niște note, cu niște... El avea o hârtiuță mică pe care erau scrise vreo 3 cuvinte, nu știu exact ce cuvinte erau, și venea cu vreo 5 sau mai mult chiar creioane lungi, ascuțite fantastic, cred că aveau 2 cm vârfurile alea ascuțite, exagerez un pic, dar cam așa arătau. Și ne spunea din capul locului să nu prind pe careva că ia notițe din tot ce spun eu aici, nimeni n-are voie să ia notițe. Și sigur că el ne spunea niște lucruri atât de neobișnuite, atât de extraordinare, pentru că nu se ținea, niciodată nu se ținea după o programă sau după un plan dinainte stabilit. El vorbea la marea inspirație și făcea niște salturi uluitoare dintr-una într-alta. Eu cred că îi datorez foarte tare, adică nu știu dacă eu ca persoană sau ca personaj, dar creierul meu îi datorează lui Călinescu, cred că tot ceea ce are mai bun în el creierul meu, cred că îi se datorează lui Călinescu. Și nebunul de Călinescu, pe care întotdeauna l-am privit ca pe un măscărit genial, nu ca pe un profesor genial, în momentul în care unul voia totuși să conteze ceva din tot ce debita acolo Călinescu, îl vedea, avea niște ochi foarte alge
și începea să arunce cu acele creioane ascuțite și dacă te nimerea, chiar era mai de tine, că te înțepa rău vârful acela al creionului. De asta vă spun, era cu totul și cu totul atipic. N-am întâlnit în viața mea un om mai atipic. Și după ce a publicat Călinescu Bietul Ioanid, țin minte că la vreo lună, două, după ce a fost și criticat cumva de regim, foarte aspru, să nu-mi scot asta, că nu mă mai auziți, a trebuit să părăsească facultatea, mi-a închipui că a fost foarte tare penalizat, eu nu cred că era adevărat ceea ce ne-au spus ei, pentru că ne-au spus că a fost trimis la un spital de psihiatrie destul de renumit, care era tot la Sibiu. Sibiu este un oraș din România, asta știți și dumneavoastră evident, nu de asta v-am spus, dar pentru mine este foarte important Sibiu, pentru că am avut multe etape în care drumul vieții mele a mers din nou și din nou la Sibiu. Sibiu m-a influențat extraordinar pe mine, ca poet, ca femeie, ca om, ca tot ce vreți. Și mai ales ca intelectual, dacă vreți, pentru că eu acolo la Maici am avut multe de învățat și din literatura germană și contactele astea cu... Și pe urmă, Ordinul Ursulinelor, cine a citit cumva James Joyce Ulisse, probabil că dacă a reținut, că nu e un lucru care se reține neapărat, cred că mama sau soția lui, Molly, personajul din carte, dar citindu-i și biografia, am aflat că studiase la Institutul Ursulinelor. Pentru că acest institut este cunoscut în toată Europa, Institut Catolic de Maici, de mare prestigiu. Și mă mândresc cu asta și măicuțele alea n-am să le uit niciodată, pentru că, mai ales orele de științe naturale, noi nu ne-am făcut niciodată după carte, după manual. Avea o curte interioară extrem de frumoasă, această mănăstire, pentru că era practic biserica, erau chiliile la mansardă sus ale maicilor și mai jos, la etajul 1 și 2, erau clasele. Și jos de tot la biserică, noi orele de curs ni le începeam cu o mică slujbă la biserică și era acompaniată slujba de orga mare din spatele nostru. Și era un grilaj și era așa o foarte mic, un spațiu mic, ca un fel de capelă, care era laterală și lipit de zid, era așa ca un pat ieșit în relief din zid, dar era de lățimea unei canapele și când murea o maică, pentru că ele trăiau mult, maicile, probabil că nu erau zguduite atât de tare de patimile lumești și îmi place câteodată să fiu ironică. Așa. Și atunci acolo erau depuse maicile respective moarte și noi trebuia să trecem prin fața acestor sicrie și era cam fioros așa, dar trebuia să le dăm ultimul salut de adio. Deci am primit o educație foarte religioasă, dar și foarte aleasă, într-un fel. Adică, să știți că eu nu suport deloc vulgaritatea sau limbajul mai scabros, mai prea îndrăzneț, prea brutal, care se poartă astăzi mai ales. Pentru că am fost crescută așa, cumva, puțin ca o călugăriță, deși nu se pare, fiindcă sunt și îndrăzneață foc. Ei, și asta despre Ursuline, deși mai aș avea ce să vă spun, dar probabil că v-am spus destul de mult și despre Sibiu. Și acum nu mai știu de unde am plecat ca să revin. Deci l-am
Nu l-am epuizat total pe George Călinescu, pentru că trebuie să vă spun, ca să vedeți cum preda George Călinescu. Dimineața le-am spus o prostioară mică cu Bălcescu și cu ceapa degerată și cu ceapa, dar nu vă mai repet acum nici dumneavoastră, pentru că o să vă spun o poveste infinit mai frumoasă decât aceea cu ceapa lui Bălcescu. A venit odată la ore și a zis, astăzi nu vorbim despre literatură, trebuie să vă spun ce mi s-a întâmplat mie ieri când am plecat de la cursuri. Deci am pornit-o pe strada Edgar Tinei când am plecat din facultate. Și în fața mea apare un tânăr cu părul vâlvoi, așa părea cam slinos, avea niște haine cam răpănoase pe el, sărăcuțul, părea foarte sărat, așa. Și din cauza asta l-am și remarcat, spune Călinescu. Zice, și mai ales că avea un coltuc de pâine în mână și mușca așa din colțul ăla de pâine și cum mi-a se oprește în fața mea. Și mă salută și mi-a întinde coltucul de pâine și mă roagă să gust din pâinea lui. Ei, nu mi-a prea venit, dar n-am vrut să-l refuz pentru că m-a dat teribil curiozitatea să văd ce-i cu omul ăsta, de unde vine și cum gândește. Și mă uit la el și el la mine și dintr-o dată începe el să mă abordeze și să-mi vorbească. Și ce credeți că mă întreabă? Mă întreabă unde cresc crimii? Și eu îi răspund, în Empireu. Da, zice, dacă te-am mulțumit răspunsul meu, dă-mi voie să te întreb și eu ceva. Călinescu de Colom ne spune nouă, zice, voiam să-l testez. Voiam să văd dacă se situează pe același trotuar de gândire cu mine. Și îl întreb, tinere, dar spune-mi și dumneata, unde zboară corbii? Și tânărul răspunde, zice, pe câmpuri de luptă, unde sunt leșuri de... Nu, pardon, a spus mult mai frumos tânărul, în epopei, unde sunt leșuri de eroi. Și atunci a zis Călinescu, mi-am dat seama că nebunul ăsta sărac era genial, adică se situa pe aceeași... pe același trotuar de gândire cu mine. În cazul asta vă spun, cum puteau să existe asemenea profesori? Cum puteam să nu ne naștem poeți, Dumnezeule mare? Și pe urmă, jurnalul acela celebru cu sexul îngerilor, ce dezbate la facultate, eu pe alea nu le-am apucat, era cu o serie înaintea mea, s-a vorbit, a scris un caiet, un volum aș întreg despre sexul îngerilor. Dezbaterea furtunoasă dacă îngerii au sex sau nu au sex. Până la urmă se pare că au ajuns la concluzia că trebuiau să aibă și îngerii sex, că altfel n-ar fi fost atât de frumoși. Și cam așa decurgeau lucrurile. Iar Vianu era cu metodă de predare uluitoare, un pedagog teribil care se pregătea cu o minuție absolută, avea întotdeauna notele pe puncte, cu tot ce v-au spune la cursuri. El preda literatura universală, dar el într-adevăr preda literatura universală, adică lungul cronologic, toate epocile, toate generațiile, cu romantismul care s-a născut în Germania, ceea ce m-a mirat întotdeauna că acest romantism s-a născut în Germania, pentru că nu știam pe vremea aceea, eu îi vedeam pe nemți numai teribil de organizați și teribil închistați în canoane și așa, și cu măsură, cu reguli fixe, cu... și după aceea când am început să-i cunosc mai bine să mă duc în Germania, mi-am dat seama că nemții, de fapt, bărbații nemți mai ales, sunt cei mai sentimentali și visători oameni
pe care, bărbați pe care i-am văzut eu vreodată. Din cauza asta au început să-mi placă foarte tare bărbații germani. Vă spun sincer, bărbatul german, chiar dacă îi place o femeie de nu mai poate, nu dă buzna niciodată. El stă ca un cățel cu minte la ușă și așteaptă ca dulcinea lui să-i deschidă ușa. El nu dă niciodată, el nu e agresiv, el nu atacă, el nu e atacatorul. El așteaptă să fie atacat, să fie atacat, să fie cucerit, să fie chemat. El are bucuria asta, să fie invitat. E foarte interesant. Când te gândești că pot să fie și îngrozitor de atroce, cred că cei mai cruzi, că ce-au făcut ei cu evreii în lagările alea, cred că niciun alt popor n-a mai făcut. Poate pe vremuri, cine știe, prin Asia sau... Și japonezii sunt foarte cruzi și japonezii îmi plac foarte tare. La ora actuală, sincer vă spun, fiind atât de bătrână și reținând mai greu ceea ce citesc, am ajuns să citesc numai literatură japoneză. De vreo 3 ani citesc numai literatură japoneză. Îmi plac foarte mult japonezii pentru că ei nu scriu, nu au intruziuni agresive în social, nu aduc socialul, adică în cărțile lor, nu aduc politicul, nici vorbă. E eliminat părțile astea ale realului gros, sunt eliminate din literatura lor. Ei scriu numai pe dinăuntru. Ei scriu numai cu paltonul întors pe dos. Nu le vezi decât căptușala, nu le vezi suprafața. Și sunt atât de adânci, atât de interesanți. Ei sunt, nu le vezi decât euul nevăzut. E foarte interesant. Vă rog din suflet, citiți-l pe Kawabata. Am zis Kawabata, fiindcă așa se scrie, se pare că se pronunță Kawabata. Sau pe Mishima. Sau pe Kobo Abe, femeia nisipurilor, Dumnezeule, ce bogății găsiți acolo. Dar ăștia sunt bătrâni. Ăia tinerii toți s-au americanizat cu totul și pe aceea nu-i practicez, că americanii nu-mi plac. Singurul iubit foarte, foarte înalt al meu dintre americani este Faulkner. El mi se pare că e un fel de Dostoievski al americanilor. Da, e scriitor absolut grozav. Iată că am intrat acum și în lecturile mele preferate, pentru că mi-a plăcut enorm să citesc. Am citit enorm în studenție. După ore mergeam întotdeauna la biblioteca relațiilor cu străinătatea de pe Dacia și aveam o pasiune teribilă dacă găseam un scriitor care să-mi placă, țin minte Edgar Allan Poe. Țin minte că mă duceam la fișier la numele scriitorului respectiv și după ce citeam prima carte, le luam la rând și pe celelalte după fișe, că eu nu știam ce cărți au scris toți. Dar nu puteam să mă desprind de un scriitor care îmi plăcea și voiam cât mai mult din el. Și citeam, și cred că citeam o carte pe zi, pentru că citeam repede și rețineam teribil. Și sunt foarte fericită că în literatura aceea veche pe care am citit-o în studenție, mă mișc încă destul de bine. Nu mi s-a șters din minte și asta mă îmbogățește grozav. Eu trăiesc cu umbrele trecutului meu. Ele prind viață, devin concrete, devin palpabile. Sunt prietenii mei cei mai buni. Vă mulțumesc din suflet. Din suflet vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați. Eu am vorbit acum cu voi cum vorbesc în vis. Vă mulțumesc foarte mult!
așa vă scaun ca să spăceți palmele voastre să tacă din gură. Așa. Și acum ce mai facem? Puneți-mi întrebări sau mai avem timp? Da, nu zic mai avem timp. Păi nu pot să rămân aici în pământ. Da. Cine dorește să ia, să se întrebări cu doi dragi, răspunde până la ultima, până la ultima întrebare, până la ultima respirație din ei, cu care facem momentul de autografe. Ah, am uitat că există și autografele, dar vreau totuși să punem niște întrebări, vreau să vă aud și pe voi. Poftiți? Care este prima carte care v-a făcut să gândiți, care v-a produs emoții infinite? Ah, da, sigur că da. Cartea care mi-a produs emoții infinite când eram încă fetiță, eram elevă de liceu. A fost Micul Prinț de Saint-Exupéry. E o carte pe care o socotesc aproape o carte de căpătâi. De multe ori când sunt întrebată care e cartea mea preferată, spun că e această carticică. Pentru că n-am pomenit încă, într-un limbaj aproape de copil, să găsesc atâta sensibilitate, dar o filozofie de viață atât de profundă. Pentru că toată povestea aceea cu călătoria cu niște împărați de pe diverse planete, dacă țin eu minte, și pe urmă acel simbol de prietenie umană nemaipomenită, dar și cu enorm de multă înțelepciune care există în personajul vulpii. Păi vulpea este un personaj magnific, nu o să uit în viața mea. Acolo e adevăratul prieten care te învață să trăiești, să iubești, să-ți faci prieteni adevărați. Te face un om adevărat vulpea aceea. Și ciudat că noi zicem că vulpea e falsă. Și pe urmă, în partea cealaltă, romantică, partea de tandrețe, partea de iubire, e atât de frumoasă, e atât de înaltă, e atât de pură. Pentru că știți doar că mulți au citit Micul Prinț. Era îndrăgostit de o floare care creștea pe o stea îndepărtată și care era prindită de o oaie. Vedeți ce nebun era practic într-un fel și acest Saint-Ex. Pentru că vulpea era prietenul cel mai credincios și cel mai minunat și vulpea este în mitologia populară, este animalul cel mai fals, cum ziceam, cel mai șiret. Iar la el era prietenul cel mai bun și cinstit. Iar primejdia cea mai teribilă, animalul cel mai rapace, cel mai sălbatic, care pândea floarea prințului, a micului prinț, era oaie, care de fapt este animalul săracul de el, cel mai naiv, cel mai modest, cel mai cu minte, cel mai blând, adică prost de blând, știi? Era să zic, da, aia, vă rog, nu. Bine că n-am zis că e, bine că nu era niciun cormorat, micul prinț să pândească și cormoranul de-un pește. Și iată-te, îmi pare bine că v-am făcut să aplaudați. Iată-vă! Oh, iată. Cam asta a fost. Cine mă mai întreabă ceva? Sau n-am răspuns întrebări numai? Auziți, n-ați vorbit nimic de perioada proletcultistă. Cum ați traversat-o? Nu prea mi-am dat seama. Să vă rog să mă iertați că vă răspund așa. Dar am fost întotdeauna atât de ruptă în perioada aceea de partea aceasta politică. Adică era atât de neinteresantă pentru mine, era atât de inexistentă pentru mine, încât nici măcar nu i-am simțit loviturile. Dar ați fost prietenă cu Nina Casian, totuși.
Da, am fost prietenă cu Nina Casian și am fost prietenă foarte bună și cu Maria Banoș. Și aici e bine că mi-ați adus în minte aceste două poete foarte bune. Eu am iubit-o mai mult pe Maria Banoș decât pe Nina Casian, pentru că pe Maria Banoș o cunoșteam dinainte, fără să o fi cunoscut personal, pentru că probabil că ea a fost o poetă extraordinar de mare la vremea aceea, adică înainte de proletcultism și devenirea comunistilor, că Țara Fetelor a scris-o înainte, pentru că a fost singura din generația ei pe care Călinescu a remarcat-o și a trecut-o în fantastica istoria literaturii române, cărțoiul ăla pe care abia poți să-l iei în brațe, dar în care este atâta fantezie și inteligență și atâta omenesc. Și e un roman, toți scriitorii pe care el îi prezintă în această carte imensă, toți sunt niște personaje fabuloase, îl citești cartea cu sufletul la gură, intră în biografiile lor, adică simți epoca, îi simți cum trăiesc, cum iubesc, cum se mișcă. Și sigur că le-am cunoscut pe amândouă, dar de ce am amintit-o pe Maria Banoș? Pentru că destinul lor în timp, până în zilele noastre, a fost cu totul și cu totul deosebit, foarte diferit a fost tratamentul care li s-a aplicat și n-am să înțeleg niciodată de ce. Pentru că iată Nina Casian plecând și în America, unde s-a stabilit și a stat foarte mulți ani, s-a bucurat la noi, poate prin faptul că ea s-a făcut cunoscută și în străinătate, mai ales în America, a devenit mult mai apreciată decât Maria Banoș. Iar Maria Banoș nu numai că a fost mai puțin apreciată, dar a fost eliminată totalmente din istoria literaturii române, tocmai ea care a fost singura care a fost descoperită de Călinescu. Eu nu prea înțeleg care sunt mecanismele evoluției și grandeure de cadans care se petrec în lumea literaturii și probabil că în societate în general, știi? Ca în Sărămiță Lambru, care cânta lume, lume, soro, lume, nu știu cum, că așa e lumea trecătoare, unul naște, altul mare. Adică și fără motiv, adică nu-mi dau seama. Pentru că amândouă, și Nina Casian și Maria Banoș, au împărțit gloria lor în perioada de început, în aceeași perioadă de timp, sigur, Nina Casian fiind ceva mai tânără, cu vreo 7 ani, cred, mai tânără decât Maria Banoș. Însă amândouă au scris și poezii care erau tributare odiosului regim, dar nu înțeleg de ce Nina Casian și acum îi se scriu fel de fel de articole extrem de elogioase, iar Maria Banoș nu mai. Asta mă cam doare. Da, iată, e bine că am venit la Târgu Jiu. Că aici mă veți pomeni? Sunt convinsă, da. Dacă mai vrea cineva să mă întreb? Da, am eu o dilemă. A, ia spune, că-mi plac dilemele, zic. Îmi place și pleșul, da. Dar nu ca fiind. Domeniul acesta al scrisului se simte uneori foarte competitiv, parcă am vrea să ne mâncăm unii pe ceilalți. Așa e, cum zici. Și vreau să vă întreb cum ar putea un tânăr cu predilecție către acest domeniu să depășească frica că nu ar fi suficient în comparație cu ceilalți. Păi cum? Să devină luptător, adică să-și pune o plată și să iasă în luptă. Că altfel nu se poate, dar n-avea nicio grijă că la început e mai ușor. Întotdeauna noi veniți sunt primiți cu aplauze, atunci când
ori sunt cu adevărat buni, ori își fac niște relații, că nimic nu merge în lumea asta fără relații. Dar totdeauna la început stârnești curiozitate, știi? Stârnești curiozitate. Eu am descoperit un tânăr care e dintr-o familie mixtă, adică are mai multe naționalități, adică mai multe etnii în familia lui, ca și mine, de altfel eu sunt o porcitură teribilă, dar nu mai revin la asta. Vreau să vorbesc despre Elekeș, despre Robert Gabriel Elekeș, care are în familia lui și rădăcini maghiare, și rădăcini germane, și românești. Și la început, el a început să scrie poezie în limba germană. Eu l-am cunoscut la forumul german, unde sunt invitată în fiecare primăvară, e acolo o sesiune de lecturi, și citesc și eu acolo poezii, fie că le scriu direct în germană, fie că sunt traduse poeziile mele în germană. Și ei mă îndrăgesc foarte tare și acolo l-am cunoscut pe acest Robert Gabriel Elekeș, care e un băiat la ora actuală, probabil de vreo 32 de ani, deci încă foarte tânăr, și este și el cadru universitar la Brașov. Și e foarte inteligent, dar ca poet mi se pare absolut neobișnuit și din cauza asta îl prețuiesc la culme, pentru că el vine într-adevăr cu o formulă de volum de poezie cum eu n-am mai întâlnit în literatura română, dar culmea nici prin literatura germană. El m-a dus pe mine, mi-a întărit și mai mare dorința de a scrie cartea totală, adică această carte de care vă vorbeam eu azi dimineață, care să nu aibă granițe între genuri. Și el scrie o carte în care există două personaje, dar care sunt ca în oglindă, cele două personaje sunt total diferite, dar în același timp se privesc tot timpul și fac între ele un singur personaj. Și relația este dintre victima, dacă vrei, și agresor, adică victima fiind poetul care este pe scaunul dentar și suportă supliciile pe care îi le face cu bor mașina dentistul, chinuindu-l îngrozitor, dar în același timp punându-i muzică, aci clasică, aci foarte modernă, care e foarte la modă în ziua de astăzi. Eu nu-i cunosc pe ei, pe cântăreții aceștia și aceste stiluri muzicale, pentru că nu pot să mă mai adaptez acum la aceste, nu știu, manifestări artistice de ultimul rădme. Nu mai pot să țin pasul. Dar nu le contest, evident. Ei, și intervin în carte, deci, intervin aceste muzici, texte din aceste cântece de ultimă oră, intervine chinul lui pe care îl prilejuiește alter ego-ul lui care este dentistul, intervin în carte după aceea, ce mai are, Doamne? Dintr-o dată se proiectează în biografia lui și apare locuința lui de bloc, apare tatăl și mama lui, mama lui făcând plajă goală pe terasa blocului, el văzând-o printr-o fereastră și imaginându-și cum se benochează vecinii din jurul blocului la trupul ei, ceea ce culmea îl și atâță freudian și merge mai departe cu ideea de psihanaliză lansată de Freud și ajunge să-și vadă tatăl care este mort, dezbrăcat complet într-un pat, probabil pe o masă de autopsie într-un spital, nu mai țin minte exact. Și el se așează și se culcă lângă trupul gol al tatălui său. Adică vă dați seama, sunt lucruri care ne pot răscoli
cum să vă spun, o antipatie față de această imaginație monstruoasă. Dar în același timp, mie mi se pare că există geniu în chestia asta și felul în care ne îmbină, pentru că are mereu și mereu registre diferite și o singură carte care are enorm de mult epic și care are și texte de cântece și în engleză, și în română, și în germană. Și uite așa le învălmășește. Te nebunește la sfârșit, după ce ai terminat cartea, te simți bolnav, dar te simți total. Te simți total, adică devii tu însuți un cosmos, cum e și cartea asta. Și îmi pare teribil de bine că am avut și șansa asta să-l descoper eu pe acest scriitor tânăr la acest forum german. Și l-am auzit întâi citind un poem în limba germană, mi-a plăcut teribil, l-am lăudat, i-am dat curaj, mi-am dat cartea asta, i-am propus-o la Tracosate lui Teodor Dună, care e un poet foarte bun, care a nebunit și el, și cum s-a soldat apariția acestui Robert Gabriel Eleges, s-a soldat cu Premiul Național pentru debut de la Botoșani, deci cel mai mare premiu, și în același an pentru aceeași carte cu Premiul Uniunii Scriitorilor. E că a fost scotat debutul cel mai bun. Și atunci am zis, Nora, bravo, ție, ești descoperitoare. Da, cam așa. Îi iubesc foarte mult pe tine și mai ales pe ăștia care vin acum, pentru că mi se pare că acest minimalism care s-a prelungit pe foarte mulți ani, că s-a trecut în ultima vreme, de când au apărut aceste grupuri de poeți tineri, s-a trecut prin fracturism, prin mizerabilism, erau perioadele acelea teribile în care se apăsa foarte tare pe pedala, pe scabros, pe vulgar, pe brutal, pe puroi, pe sânge, pe fecale, pe defecație, pe sexualitate demențială, și era puțin prea mult. Și ele s-au tot succedat, s-au mai purificat în ultima vreme, poate că s-au purificat prea mult. Și acum minimalismul ăsta, care e aproape o copie fidelă, asta e părerea mea, probabil, poate că greșesc foarte tare judecând așa, dar așa simt că s-a lungit foarte mult și bate pasul pe loc și a devenit plicticos. Nu mai este interesant, pentru că nu se poate totuși ca să faci poezie așa cum vorbești, cum auzi oamenii vorbind pe stradă, cele mai mari banalități, fără să te facă să simți nicio vibrație. Adică eu, dacă merg prin fața blocului meu și în spatele meu vin niște tine sau niște muncitori de la fabrica de lângă mine, uite că nu mai știu, 23 august, parcă, dar acum nu se mai cheamă 23 august, nu mai știu cum se cheamă, că nu mai am relații, dar dacă îi aud pe acești muncitori în spatele meu vorbind, eu știu de ce și-au mai cumpărat sau unde au mai fost cu grătarele sau la moaște, la biserică, cu nevestele sau chestii din astea care se vorbesc foarte mult la noi în țară și se vorbesc zilnic, care nu te mișcă niciun fel. Mie nu mi se pare că poți să limitezi limbajul poetic la limbajul vorbit pe stradă, în care nu există niciun fel de strălucire de altă natură. Adică poezia trebuie să rămână totuși altceva. Nu știu cum să vă spun. Trupul poeziei trebuie să arate ca Venus, născută din spuma mării. Eu nu vreau o poezie barocă sau ferită a Sfântul, sau prea opulentă, sau mustind de prea multe metafore. Urăsc figurile de stil, mi le elimin, îmi scurtez versurile, tocmai pentru ca să fie mai ușor, mai comestibile și în același timp
să nu le duc la capăt, pentru că să stârnesc curiozitatea cititorului. Însă chestiunea asta nu-mi place, iar cu minimalismul ăsta care se lungește mult, cum mă lungesc eu acum, și îmi place ceea ce vine după minimalism, că deja se clatină minimalismul, pentru că apar alții care vin, sunt foarte diferiți. Vocile lor nu mai sunt asemănătoare, nu mai scriu unul ca celălalt. Cei din Cenaclu, condus de Claudiu Comartin, care este un tânăr foarte citit și foarte rafinat și foarte fin și care conduce acest Cenaclu, dar a reușit să facă ceva, adică se face foarte multă teorie literară, ceea ce poate că nu e rău. Dar principiul meu este că poetul nu trebuie să învețe să fie poet. Cred că poetul trebuie să aibă foarte multă încredere de ceea ce îi se dictează lui din interiorul lui și să fie numai el. Să nu stea mai ales să citească numai poezia actuală și numai poezia colegilor lui, de Cenaclu. Ei să citesc între ei permanent și au ajuns să semene între ei ca două picături de apă și, sincer vă spun, eu dacă iau o carte de poezie a 10 poeți de acolo, fără să văd numele de pe carte, eu sunt convinsă că ele sunt scrise de același autor, ceea ce nu mi se pare că este un pericol îngrozitor pentru literatura noastră. Și din cauza asta sunt foarte bucuroasă că eu sunt sigură că aici, la voi, în Târgu Jiu și probabil în multe alte orașe de provincie din România, există deosebiri mult mai mari între tinerii care încep să scrie, pentru că eu îi văd pe copiii ăștia, pe elevii pe care i-am cunoscut astăzi, care pur și simplu m-au înnebunit, pentru că ei nu sunt numai niște poeți, ei sunt și niște receptori fantastici de poezie, cum pot ei să înțeleagă o poezie care nu are logică, care nu vrea să fie înțeleasă, sunt atât de afurisiți că pătrund în toate cotloanele ascunse și înțeleg acolo unde e miezul. Și eu am rămas cu gura căscată, că lucrul ăsta nu mi se întâmplă nici cu criticii literari cunoscuți din România, dacă îmi scriu vreo cronică. Și am rămas înnebunită și de faptul că nu sunt numai poeți, sunt niște artiști complexi. Pentru că felul în care am auzit recitând poezie în astă seară, vă jur că m-au lăsat cu gura căscată. Eu nu vreau acum să întorc complimentele primite de la voi asupra acestor copii, dar vă spun sincer, ăsta este adevărul meu. Poezia nu are voie să fie declamată actoricește. Ei au simțit-o până în rărunci. Poezia mea care e greu de înțeles. Cred că e cauză că... Da, dragii mei, să știți că mă întorc la voi peste vreo 3-4 zile. Așa că ne mai vedem. Mai trebuie autograf. Mulțumim tare mult. Mulțumim pentru că astea a fost un efort seamă de lume. Și pentru că, din fel de lume,